Acesta este Volkswagen Caddy și este ca și cum Volkswagen Golf ar fi mâncat prea mult acum de Paște. Un Volkswagen Caddy, în echiparea de bază, adică Life, pleacă de la 27.500 de euro, cred că fără TVA. Dacă vrei să-ți echipezi complet un Caddy, ajungi la 60.000 de euro cu TVA inclus pentru varianta California, dar ai foarte multe opționale pe ea. Iar aceasta, care sincer mi se pare o mașină mai mult decât foarte bine echipată, este echiparea Dark Label, care a fost ediție specială și s-ar putea să nu mai găsiți, dar este de fapt doar un Caddy Life cu undeva la vreo 6.000 de euro de opționale pe ea. Și asta plasează această mașină undeva în jurul valorii de 42.000 de euro cu tot cu TVA inclus. Atenție, cu tot cu acele 6.000 de euro de opționale. Iar în pachetul acesta Dark Label primești în plus un plafon panoramic imens și superb, două mânere suplimentare pentru susținere în cabina șoferului, este eliminat un spațiu de depozitare de deasupra capului, pentru că veți vedea, este mașina cu cel mai mult spațiu la cap din tot ce am testat până acum, tuba. Și în același timp vine cu blocuri optice separate, lumină de zi față de faza scurtă, de așa, totul LED, indiferent de situație. Dacă și voi sunteți în căutarea unui Caddy Life, California Dark Label sau un Golf gras, mai puțin gras sau orice altă mașină nouă, tot ce trebuie să faceți e să intrați pe platforma noastră autovantage.ro. Ați plasat o cerere de ofertă, acestea pleacă către toți dealerii noștri parteneri din baza de date și vă vor reveni pe e-mail cu multitudine de oferte. Mai departe ține de voi care vi se potrivește și pe care doriți să o alegeți. Și puf, mașina e a voastră. Și acum, pentru că sunt efectiv singur, o să pun mâna pe cameră și o să ne plimbăm împreună în jurul mașinii. Așa că vom continua cu prezentarea exteriorului. Vedem foarte frumos cum sunt îmbinate toate aceste elemente din blocul optic și ce dungulițe frumoase, și atunci când semnalizezi, acesta se aprinde complet împreună cu dungile de aici. Foarte, foarte plăcut aspectul. Avem această bandă de plastic până la urmă, care este de fapt o imitație de metal satinat, dar arată foarte drăguț și îmi place cum echilibrează întregul bot al mașinii. Și sincer îmi convine că nu este același crom pe care îl avem pe siglă. Jos avem radarul și în afară de asta este efectiv o mașină normală, simplă, dar nu banală. Vedem că avem aceste nervuri foarte drăguțe pe capotă. Avem aici aceste ornamente tip fagure pe care le regăsim pe cam toate mașinile din grupul VAG, dar cel mai mult și cel mai vizibil sunt pe ID Buzz. Și până la urmă aceasta este tot o dubiță. Jantele sunt pe 17 inci, 215x55x17, iar tu pe Caddy poți să optezi pentru jante de 16x17, dar și 18 inci, dar nu pot să zic că le recomand. Tot în varianta Dark Label mai găsim încă 1-2 ornamente destul de drăguțe, cum ar fi această bandă, tot din plastic, de fapt este un colant până la urmă, unde și scrie Dark Label aici în spate, dar mi se pare că completează foarte frumos mașina. Iarăși putem să vedem că avem niște nervuri foarte interesante în zona ușilor, care pleacă încă din față de la faruri și ajunge până în spate aici, unde este întrerupt de acest mini bloc optic din spate. Putem să vedem foarte frumos cât de mare este plafonul panoramic și în același timp faptul că avem niște bare longitudinale și dacă tragem de ele vedem că mașina se balansează destul de mult. Și hai să aprindem puțin pozițiile.
ca să vedeți cât de frumoasă este semnătura luminoasă de pe spate. LED-ul este de o calitate foarte mare, după cum vedeți, nici nu flicăre pe telefon. Ăsta este întotdeauna un semn bun. În schimb, luminile de marș și arier sunt absolut minuscule, doar atâtica și atâta e semnalizarea sau invers, semnalizare, ceață și lumină de marș și arier. Avem pe spate scrisul Caddy, iarăși un sticker cu dark label care continuă întreaga suprafață a mașinii și un haion pe care dacă îl deschidem, vedem că are o deschidere imensă, funcționează pe post de paravan, se ridică foarte, foarte mult, asta este de apreciat, adică uitați-vă un pic la capul meu, hai să fim serioși. Chiar săptămâna trecută am filmat Citroen Caselani și trebuia să împing cu mâna de plafon ca să nu dau cu capul și tot dădeam cu capul. Nu avea deloc o deschidere mare. În schimb, aceasta minunat. Dar, există un mare dar, e greu de închis. Dacă tu vrei să-l închizi de această șufă, nu poți. Și trag tare în momentul de față. Și trebuie obligatoriu să vii să-l împingi de aici. Volumul portbagajului, că tot suntem aici, este de 1200 și ceva de litru, 1226 parcă. Oricum, dacă rabatăm bancheta, ajungem la un total de 2556 de litri, ceea ce este chiar impresionant, pentru că este o mașină foarte, foarte înaltă. Adică, uitați-vă un pic. Eu pot să stau așa destul de bine. La câte mașini poți să faci chestia asta? Iar în portbagaj, ce avem? Un păianjen, un spațiu ascuns, în care găsim compresorul și kitul de pană, ce trusă de accesorii ne mai trebuie pe aici, avem inclusiv cârligul de remorcare. Dacă mai avansăm puțin, avem aici încă un spațiu de depozitare suficient de mare să-ți încapă extintorul și chiar cred că a fost gândit pentru extintor sau pentru genul ăsta de produse, de forma acestuia, cum ar fi o sticlă mai mare sau o chestie de genul, iar asta este aparent detașabilă. Am descoperit acum chestia asta. Bun. Pe partea asta, la altă, mai găsim o priză de 12V, o lumină ambientală, una, două, trei cârlige de agățat plase și cam acolo se termină. Pentru că în rest nu avem roată de rezervă, nu avem mai nimic decât un foarte mare spațiu de depozitare. Și acum hai să vedem cum arată și dacă rabatăm restul scaunelor. Am spus că vă arăt chestia asta, bam, ai tras de kinga asta și după aia ai aceste două clipsuri care face așa și acum scaunul este deblocat și poate să plece și dacă apeși pe el, ele intră la loc. Ca să închizi, trebuie din nou să tragi de cele două hingi, dar pentru că, a, uite, ai acces și la asta. E ok, e în regulă. Mai aveai un backup, o kingă de rezervă în partea din spate. Ce mi se pare foarte interesant, dacă tu deschizi ușa, în primul rând, trebuie să ai foarte mare grijă cu ea. Același lucru l-am văzut și la Citroen Caselani și la multe alte dubițe, deci nu este o chestie de Volkswagen, este o chestie a ușilor culisante. Trebuie să o deschizi și să o ții pe poziție, pentru că altfel ea se va închide la loc. O altă chestie interesantă, aici avem bușonul pentru diesel și pentru AdBlue. Dar cu ăsta deschis, nu poți deschide ușa. Ai închis asta, ai auzit un click, acum poți deschide ușa, nu poți deschide asta. Foarte deștept. Încă un aspect care mi se pare drăguț. Uitați-vă prinderea de la ușă, cum arată, zici că sunt pinii de la încărcătorul de iPhone. Dacă tot suntem aici, scaunul pasagerului este setat efectiv exact unde este setat și scaunul șoferului. Am avut, pur și simplu, noroc așa să-l pun. Și avem această măsuță care este reglabilă printr-un mic butonaș. Măsuță stil autobuz, loc pentru pahar și să-ți pui laptopul sau ceva în cazul în care ieși la drum lung și ai descris. Vorba lui Luci, două buzunărașe mici stil marsupiu, două USB-C-uri, a treia și a patra zonă de nici măcar, e doar a treia zonă de climatizare care se, nici măcar nu e reglabilă din spate, e reglabilă doar din față. Nu avem mânere, avem lumini tactile, lumini de citire tactile, două cârlige stânga-dreapta și fix atât. Nu avem tunel median, sau mă rog, este, dar e minuscul, așa că cine stă aici stă la fel de bine cum stă și în stânga și în dreapta, deci 5 oameni la drum lung cu această mașină, nicio problemă. Sau dacă optezi pentru varianta cu 7 locuri, 7 oameni în această mașină, nicio problemă. Și că tot suntem aici, haideți să și terminăm cu buzunarele ușii. Avem un buzunar foarte mare, cum am zis, foarte mare, aparent aici sunt depozitate triunghiurile, și avem spațiu pentru o sticlă,
o doză și încă foarte multe alte chestii în spate. Și îmi place că ai aici un mâner integrat în ușă. Nu este el cel mai comod, dar există și dacă nu, pur și simplu stai cu mâna așa, dacă ai fi avut și un mâner, ar fi fost minunat, dar nu avem. Materialele. Cred că am spus destule. Iar dacă ne așezăm și în față, bă, vreau să vă zic că este o mașină care pare mult mai mare decât este cu adevărat. Adică te strecori foarte ușor cu ea și prin trafic, nu este mai lată decât un Golf sau dacă e, nu e cu mult, dar bordul, cel puțin, îmi amintește de bordul Volkswagen Beetle. E ciudat că zic asta, dar Beetle-ul are un bord extrem, extrem de adânc. Același lucru se întâmplă și la această mașină, e un bord foarte, foarte adânc. Oricum, este un spațiu chiar foarte drăguț. Îmi place că, cu toate că este un interior negru închis, că n-ai decât negru și gri prinăuntru, dar datorită părții superioare a mașinii, care este bej, ea pare foarte luminoasă. Ajută enorm într-adevăr și plafonul panoramic, dar pare foarte luminoasă și pare și un loc de care nu te-ai plictisi chiar atât de ușor. Avem aici un spațiu de depozitare absolut imens, efectiv poți să-ți pierzi chestii aici, încă unul foarte micuț. Buzunarele fețelor de uși sunt foarte mari, asta este o sticlă de 1 litru și se bălângăne. Cred că vreo 3 sticle de 2 litri de apă țin cap, ca să vă dați seama de cât de mare este cu adevărat acest spațiu. Avem mânerul ușii care este foarte mare, foarte gros, singura chestie care îmi place și nu-mi place e că îmi trec degetele prin el, nu are un căpăcel, asta înseamnă că tu dacă vrei să-ți depozitezi aici un telefon, nu poți. Iarăși, tot ca spații de depozitare, avem aici un sertăraș, avem aici un alt sertăraș, nu pot să folosesc telefonul ca să vă arăt, o scrumieră Volkswagen, care e foarte mare, adică e mult mai mare decât scrumiera de la Volkswagen Polo, spre exemplu. Două suporturi de pahare, unul în care țin cape și o sticlă, unul în care țin cape doar o doză și încă un mini lăcaș aici, care cel mai probabil este pentru cheie. Cotiera este reglabilă pe câte niveluri vrei tu, poți să o reglezi. Și dacă o dai în sus, coboară după aia ulterior, dar ce nu-mi place este că, uite, eu conduc cu cotiera așa, spre exemplu, ca să fie mai sus, na, așa este pentru conformația mea poziția corectă, dar eu dacă parchez mașina așa, se vede tot ce am în cotiera, asta nu-mi place foarte tare. Și aici avem cel mai ciudat loc pentru brichetă, este pusă în sus, n-am mai văzut asta până acum. Iarăși, torpedo necapitonat, doar amortizat, dar dacă plătești extra poți să optezi pentru o variantă refrigerată. În torpedo avem una, două, trei sloturi de pus monede și un slot de pus carduri. Foarte, foarte interesant. Scaunele sunt foarte confortabile, foarte plăcute. Mi-era dor să stau pe niște scaune textile, sincer. Sunt varianta Ergo Comfort și singura ajustare electrică pe care o ai este cea de lombar. În rest, totul este manual. Avem această manetă clasică grupului VAG de care tragi și o apeși ca să pui scaunul mai sus și mai jos. Și în același timp avem aici celebra rotiță care mie îmi displace foarte tare de reglaj al spătarului. Preferam o manetă să mă prind cu ea și aia a fost. Volanul nu foarte gros, nu foarte subțire, mi se pare foarte echilibrat. Îmi place că are un capitonaj de piele sintetică, aș vrea să spun. Avem niște padele de plastic, nu mă întrebați de ce, dar le avem. E mai bine să le ai decât să nu le ai. Forma volanului este foarte drăguță, foarte plăcută și în același timp, dacă te-ai urcat în cam orice Volkswagen nou, ăsta este la fel. Mai regăsim în zona consolei două USB-C-uri și încă două în spate, deci asta înseamnă că ai în total 4 USB-C-uri în mașină și un total de 2 prize de 12V, asta din față și cea din portbagaj. Iar selectorul transmisiei a fost înlocuit din maneta mare clasică într-un butonaș pe care îl împingi sus-jos. Partea bună față de alte mașini din grupul VAG nu e chiar atât de mic, adică da, e atâtica, dar nu e atât de subțire și adică n-am avut probleme să îl nimeresc fără să mă uit la el, ceea ce este un lucru destul de important. Iarăși frâna de parcare și autohold-ul și cam atât. Iar dacă pornim mașina, aici este butonul, avem cele două ecrane care sunt de o rezoluție foarte bună. Aici cred că este un ecran de 8 inch, iar aici unul de 10. Putem să modificăm din butonul de view
afișajul cockpitului, iar aici știți foarte bine că grupul VAG are această funcție în care dai cu mâna stânga-dreapta, nu mă întrebați de ce, dar o are. Nu știu cine face chestia asta ca să umble pe infotainment, când poți pur și simplu să întinzi și un deget, asta e singura diferență. Iar infotainmentul extrem de simplu, foarte ușor, foarte intuitiv, foarte clar și se pare că au rezolvat problemele pe care le aveau în trecut, adică nu se mai blochează. În cazul în care ID Buzz e prea electric pentru tine, iar Transporter T7 sau 8, care o fi ultimul, este prea mult pentru tine, poți să stai liniștit că Volkswagen Caddy îți oferă niște opționale foarte interesante, cum ar fi o mini bucătărie, un frigider și o priză de 230. Dar, atenție, absolut tot ce este pe această mașină sau pe orice alt Volkswagen este 100% opțional. Adică tu trebuie să plătești opțional pentru scutul motor, scut transmisie și pentru alarmă. Până și alarma e opțională. Asta nu înțeleg de ce. Hai să vorbim un pic și despre performanțe, pentru că, na, fiind singur, s-a mai întâmplat și am uitat să vorbesc afară. Din punct de vedere al performanțelor, tu ai două motorizări, varianta pe benzină, adică 1.5 TSI de 114 cai putere, și ai trei variante de diesel. Același bloc motor, 2 litri diesel, pe care îl poți lua fie cu 75, cu 102 și cu 122 de cai. Nu văd de ce ți-ai luat nicio altă variantă în afară de aceasta de 122 de cai pe care o avem, cu 350 de Nm, viteza maximă 187 și timpul 0-100 este undeva în jurul valorii de 10,5 secunde, dar vom vedea asta imediat. Din punct de vedere al garanției, cred, mă corectați voi în secțiunea de comentarii mai jos, Caddy vine cu 2 ani sau 100.000 de kilometri, dar poți opta pentru două tipuri de garanție extinsă, una generală pentru vehiculele comerciale, cum intră și acest Caddy, până la 3 ani în limita 200.000 de kilometri, și pentru faptul că este echiparea Life, mai poți opta și pentru anul 4, dar până în limita 120.000 de kilometri, depinde cât știi tu că mergi cu mașina. Lăsând asta deoparte, Volkswagen îți mai oferă încă 3 ani garanție specială pentru vopsea și defectele de vopsire și 12 ani garanție la coroziune din interior către exterior a caroseriei. Iar din punct de vedere al siguranței, bineînțeles, puteți să stați liniștiți, Caddy are 5 stele la testele Euro NCAP, cu 84% protecție pentru adulți, 82% pentru copii, 69% pentru pietoni și 79% pentru sistemele de siguranță. Deci, ok. Bun, haideți acum să pornim la drum. Deci, cum ziceam și mai devreme, vizibilitatea în această mașină este absolut senzațională. Sau nu știu dacă am zis chestia asta. Am zis doar că mi se pare un spațiu foarte aerisit și chiar este un spațiu extrem de aerisit, dar în același timp chiar este enorm. Adică spațiul la cap, hai să fim serioși că mai încape un om între capul meu și plafon. Este imens spațiul la cap. Oglinzile laterale sunt și ele de-a dreptul imense. Nici Land Rover-ul meu nu cred că are televizor atât de mare pe post de oglinzi. Deci este, din acest punct de vedere, este o mașină minunată. În spate vezi absolut tot, unghiurile moarte sunt spre inexistente. E foarte, foarte plăcută, pe bune, este foarte, foarte plăcută. Iar motorul ăsta, mă, să fim serioși, în 100 de kilometri, mie mi-a mâncat 10 autonomie, dacă vă vine să credeți. Ce vrei mai economic de atât? Pe bune. Deci cred că ai undeva la, el zice aici de la pornire 7,3 consum, dar asta cu tot cu motor rece, cu testat, alergat și așa mai departe. Deci eu zic că în oraș, la mers normal, cred că scoți undeva la vreo 6,5 consum și la drum lung 5,5, depinde cum mergi cu mașina. Cum am spus, scaunele sunt foarte confortabile, mi-ar fi plăcut să pot să ridic un picuț șezut. Pot să ridic un picuț șezut, ok, nu contează. Îmi place că pot să ridic un pic șezutul, ceea ce este iarăși minunat, chiar dacă reglajele sunt manuale, dar de astea îmi pasă efectiv puțin spre deloc.
Adică, hai să fim serioși că scaunele electrice și cu memorie sunt doar o fiță și atâta. Mașina stă foarte bine pe curbe, surprinzător de stabilă, dar ai ruliu, într-adevăr, chiar ai, dar nu este sub nicio formă deranjant. În schimb, cât timp ești cu o cutia în drive, ea schimbă foarte, foarte jos treptele de viteză. Foarte jos. Dacă o treci în sport, se schimbă situația și după aia poți și pe manual să intri cu padelele, ceea ce este absolut minunat. Dacă vrei să-ți iei un Caddy să-l alergi, ai cu ce. Adică motorul este foarte potent, mașina este foarte stabilă, nu este wow, dar arhi suficient. Nici nu are sens. E o mașină pe care o iei fie că ai o familie numeroasă sau faci naveta foarte des și tot timpul ai de cărat. E o mașină pe care o iei dacă ești șofer. Sau îți iei varianta fără locuri dacă ai nevoie de o dubă mică. Ce alt avantaj mai are acest motor diesel? Și o are doar acest motor diesel. Trage foarte, foarte de jos. Ceea ce este un lucru minunat, înseamnă că aproape indiferent în ce treaptă te afli, te poți baza pe mașină în cazul unei depășiri, spre exemplu. Îmi place foarte tare instrumentarul, este foarte clar, totul este la îndemână. Nu prea am de ce să mă plâng de această mașină. În afară de asta, nu prea am de ce să mă plâng. Și dacă stai totul să te gândești un pic mai logic și să o analizezi, vezi că materialele tari nu sunt tipicele scratchy plastic pe care le vezi pe mare parte din mașini. Ba din contră, ele au o textură foarte drăguță și foarte plăcută la atingere, cam același lucru pe care l-am văzut și pe ID Buzz. Știi? Nu ai materiale moi, dar în același timp ai materiale tari de înaltă calitate. Și singurele două zone moi, trei zone moi, odată volanul, cotiera și mânerul ușii, acolo unde stai cu cotul. Atât îți trebuie, de mai mult de atâta efectiv nu ai nevoie. Și acum, înainte să înceapă ploaia prea tare, ajungem în zona în care facem noi testele dinamice. Haide să vedem dacă numărul de 10,5 secunde pe care îl declară Volkswagen este într-adevăr real. Punem frumos mașina pe avarii, draghiul este conectat, am pus mașina în sport, nu știu de ce e în sport și a intrat start-stop-ul. Hai, 3, 2, 1. Doare ce gălăgios e motorul diesel. Am uitat cum e 2.0 TDI-ul. Succes! Și acum 3, 2, 1. Oh, wow! Foarte brutală frânarea. Foarte brutală frânarea. Hai să ne tragem pe dreapta să vedem ce cifre am scos. 0-100 în 11,3 secunde, în loc de 10,5 cât a declarat Volkswagen, iar 100-0 în 3,2 secunde și anume 45 de metri. Ceea ce este chiar bine, mai ales ținând cont că avem anvelope de iarnă. Într-adevăr, acest bloc motor și această configurație este și aceeași pe care o găsești pe Golf, numai că pe Caddy a fost motorul detunat. De ce a fost motorul detunat? Nu vă pot răspunde la întrebarea asta, dar este bine de știut că dacă dorești vreodată mai multă putere, ea poate și are de unde, fără să o stresezi. Practic o duci la puterea Golfului și este suficient la 150 de cai sau 175, sincer nici nu știu exact cât are Golful. 122 e într-adevăr cam puțin, dar asta nu înseamnă că este un număr de care să te poți plânge. Mașina se simte că are mai multă putere decât are de fapt, pentru că ai acel cuplu de diesel care acționează instant și minunat și fără nici o problemă. Da, nu știu, adică și dacă te gândești din perspectiva confortului, da, am condus multe mașini mai confortabile. Nu am condus multe mașini mai confortabile în această plajă de preț. Dar în același timp, bă, nu există gropi pentru mașina asta. Nu știu, cam asta este senzația pe care ți-o dă. Treci peste speed bumpere, denivelări, gropile noastre vestite. Ea nu are nicio treabă. Da, mai troncă-ne prin portbagaj. Extintorul ăla care nu stă foarte bine, dar în afară de asta, mașina este foarte, foarte comodă, foarte plăcută de condus și ador
ador efectiv vizibilitatea și luminanța din mașină, mai ales când te gândești că, bă, totuși ai un interior negru cu gri închis și cu toate astea este stupid de luminoasă. Astea sunt niște aspecte foarte importante din punctul meu de vedere, pentru că atunci când îți iei o mașină, petreci foarte mult timp în ea. Și contează foarte tare cum te face mașina să te simți. Că aici nu e ca și cum, știi, uite aici avem o Toyota Celica, nu e ca și cum îmi iau o Toyota Celica, nu mi se pare o mașină wow, dar în același timp o iau pentru că aia mi-o doresc. Nu, Caddy-ul este o mașină pe care o cumperi mai mult pentru necesitate, că nu cred că există un om care avea ca vis sau ca scop în viață să-și cumpere o dubiță. Hai să fim serioși. Îți iei, știu, o Honda S2000, o ceva, dacă vrei ca mașină de suflet de asta. Pentru ce a fost ea gândită, jos pălăria. Bune, jos pălăria. Doar stau să mă gândesc viitorii posesori de această mașină cât o să-și umple toate spațiile de depozitare pe aici. Deci doar la chestia asta trebuie să te gândești. Caddy te face să te simți foarte, foarte bine și foarte plăcut. Da, vezi, sistemele de asistență te țin bine, acționează corespunzător, foarte spot on, ca să spunem așa, ca timing. Adică nu simți, știi? Au mai fost mașini. Uite, ăsta a fost speed bumper cu 10 la oră, nu l-am simțit. Uite, peste ăsta trecem cu 30 la oră. Foarte comod, foarte ok. Bă, nu știu dacă o să mă credeți că vă zic asta, dar sunt mai mult decât foarte comparabile cu cele de pe Volvo. Pe mine alea de pe Volvo m-au impresionat. Vedeți pe undeva pe aici clipul meu cu Volvo S90, în care m-am dus și am făcut proba de condus cu S90-ul de 450 de cai pe circuit. Intram foarte tare în curbe pe circuit, că era în condiții de siguranță, special să văd cum funcționează sistemele. Sistemele îmi mențineau trasa. Deci vreau să zic că cam același lucru se întâmplă și aici. Uite, deci tu, ți se aprinde becul de ESP în bord, deci e clar că ele funcționează bine, dar în același timp nu e ca sistemele de siguranță de pe vremuri, în care îți încetineau brusc câte o roată și îți dădeau mai multă putere în cealaltă și așa mai departe. Nu. Aici, efectiv, îți taie într-adevăr din putere, ți-o distribuie în așa fel încât tu poți să ieși arhiliniștit din curbă. Adică se apropie de, cum îmi place mie să-i zic, sistemele antiprost. Știi? Uite-te și tu, vrea să intre în subvirare, dar te țin atât de bine sistemele încât tu îți vezi de turmul tău liniștit. Absolut liniștit, foarte tare. Deci acesta a fost noul Volkswagen Golf gras. Până la urmă asta este. Deci mașină cu atâta spațiu la cap eu n-am văzut în viața mea și în același timp este o mașină care este într-adevăr spațioasă, dar pare mult mai spațioasă decât este. Ce e foarte interesant așa sentimentul pe care mi l-a transmis Caddy în aceste ultime zile. Oricum, ați aflat deja că este stupid de economică, este foarte confortabilă, e cam tot ce vrei. Mie mi se pare o mașină destul de corectă. Nu aș opta neapărat pentru asta în detrimentul unui SUV, că în același timp găsești SUV-uri în banii ăștia, dar în același timp asta îți oferă mult mai mult spațiu de depozitare decât niște SUV-uri. Și totuși, dacă mergi pe varianta de 7 locuri, nu găsești mașină de 7 locuri de dimensiunile astea și să fie și suficient de spațioasă. Le găsești doar pe alea cu locurile minuscule în spate. Acestea fiind spuse, nu uitați să dați un like și un subscribe, nu uitați de platforma noastră AutoVantage în cazul în care sunteți interesat de o mașină nouă, iar până data viitoare, conduceți cu grijă!